Ca și până acum, începem noua lecție cu enumerarea cuvintelor noi. Ascultați și repetați. Das Abendbrot. Cina. Die Bratwurst. Cârnați friți. Der Junge. Băiatul. Das Kind. Copilul. Das Mädchen. Fetița, fata. Der Mann. Bărbatul. Die Nummer. Numărul. Das Sauerkraut. Varză acră. Die Straße. Strada. Das Wasser. Apa. Să folosim acum noile cuvinte în propoziții. Dort lernt ein Junge. Acolo învață un băiat. Da steht ein Mann. Acolo este un bărbat. Hier trinkt ein Kind Milch. Aici un copil bea lapte. Ich esse Bratwurst und Sauerkraut. Mănânc cârnați friți și varză acră. Ich wohne Schulstraße Nummer 10. Locuiesc în strada școlii numărul 10. Bitte ein Glas Wasser. Vă rog un pahar cu apă. Das Mädchen heißt nicht Eva. Fata nu se numește Eva. Wo ist mein Abendbrot? Unde este cina mea? Știți deja cuvintele noi? Verificați-vă. Traduceți în limba germană. Un băiat și o fată. Ein Junge und ein Mädchen. Un bărbat și o femeie. Ein Mann und eine Frau. O stradă și un număr. Eine Straße und eine Nummer. Un cârnat frit și varză acră. Eine Bratwurst und Sauerkraut. Un copil și apă. Ein Kind und Wasser. Cina și ceaiul. Das Abendbrot und Tee. Încercați acum să traduceți următoarele propoziții în limba română. Verzeihung, wo ist hier in Bonn die Botschaft? Scuzați-vă rog, unde este aici în Bonn ambasada? Die Botschaft ist dort geradeaus. Ambasada este acolo drept înainte. Wie bitte? Poftim? Sie ist dort geradeaus. Verstehen Sie mich? Este acolo drept înainte. Mă înțelegeți? Ja, danke. Aber wo ist die Bank? Da, mulțumesc. Dar unde este banca? Sie ist da links. Este acolo la stânga. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Mulțumesc. La revedere. Rețineți forma de salut de despărțire. Auf Wiedersehen. La revedere. Să ne îmbogățim din nou vocabularul cu câteva cuvinte noi. Pronunțați cu voce tare și clar următoarele cuvinte. Fahren. A călători. Gehen. A merge. Haben. A avea. Falsch. Greșit. Richtig. Corect. Schön. Frumos. Ich möchte. Aș vrea. Schon. Deja. Nach. După. In. În. Nach Hause. Acasă. Să folosim cuvintele noi în propoziții.
Ich gehe schon nach Hause. Mă duc deja acasă. Wir fahren richtig. Călătorim în direcție bună. Er geht falsch. El merge în direcție greșită. Wir haben eine Schule. Avem o școală. Die Schule ist schön. Școala este frumoasă. Ich möchte ein Bier. Aș vrea o bere. Verstehen Sie schon? Înțelegeți de... Să exersăm încă o dată verbele noi în propoziții. Ich habe eine Frau. Am o soție. Wir gehen in die Kirche. Mergem la biserică. Er hat schon ein Kind. El are deja un copil. Du gehst arbeiten. Te duci la lucru. Ich fahre nach Berlin. Mă duc la Berlin. Ich möchte etwas Milch. Aș vrea puțină lapte. Wir fahren nach Zürich. Călătorim la Zürich. Er geht in die Botschaft. El merge la ambasadă. Fahren Sie nach Berlin? Călătoriți la Berlin? Gehst du nach Hause? Te duci acasă? În exercițiul următor, completați propozițiile germane cu cuvintele corespunzătoare. Ați vrea să mâncați? Möchten Sie? Möchten Sie essen? Da, aș vrea cârnați fripți cu varză acră. Ja, ich möchte gern eine mit... Ja, ich möchte gern eine Bratwurst mit Sauerkraut. Și încă puțină pâine. Und noch Brot. Und noch etwas Brot. Poftiți, vă rog. Mai doriți ceva? Bitte. Ist das alles? Bitte sehr. Ist das alles? Ce zi frumoasă avem azi. Der Tag ist aber... Der Tag ist aber schön. Kellner, cât costă cina? Herr Ober, wie viel kostet... Herr Ober, wie viel kostet das Abendbrot? 7 mărci și 9 fenici. 7 Mark. 7 Mark 9. Poftim 10 mărci. Hier, 10 Mark. Hier sind 10 Mark. Mulțumesc frumos. La revedere. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Să recapitulăm cuvintele noi din exercițiul precedent. Ascultați și repetați. Aber. Însă, dar. Alles. Totul. Gern. Cu plăcere. Mit. Cu. Neun. Nouă. Noch. Încă. Sieben. Șapte. Zehn. Zece. Verificați-vă cunoștințele. Completați propozițiile cu cuvintele corespunzătoare. Avem de toate. Wir haben alles. Sunt deja aici. Ich bin da. Ich bin schon da. Am 7 mărci. Ich habe Mark. Ich habe 7 Mark.
Călătoresc cu plăcere. Ich fahre gern. Avem 10 țigări. Wir haben Zigaretten. Wir haben 10 Zigaretten. Călătorim cu tine. Wir fahren mit dir. Mai am încă pâine. Ich habe Brot. Ich habe noch Brot. Eu beau vin, ea însă bea lapte. Ich trinke Wein. Sie trinkt Milch. Ich trinke Wein, aber sie trinkt Milch. Locuiesc în strada școlii numărul 9. Ich wohne Schulstraße 9. Urmează un exercițiu de traducere. Guten Morgen. Bună dimineața. Ich möchte gern einen Bleistift. Aș dori un creion. Den Bleistift hier. Ja. Acest creion de aici? Da. Möchten Sie auch ein Heft? Doriți și un caiet? Nein, danke. Aber ich möchte gern eine Tasche. Mulțumesc, nu. Însă aș dori o poșetă. Hier, bitte. Poftim. Wie viel kosten der Bleistift und die Tasche? Cât costă creionul și poșeta? Sie kosten 7 Mark 9. Costă 7 mărci și 9 pfennigi. Danke. Auf Wiedersehen. Mulțumesc. La revedere. Wir fahren nach Deutschland. Călătorim în Germania. Du gehst in die Schule. Mergi la școală. Sie hat einen Bleistift. Ea are un creion. Du fährst nach Berlin. Călătorești la Berlin. Ich gehe in die Kirche. Merg la biserică. Wir haben einen Lehrer. Avem un profesor. Wir gehen jetzt nach Hause. Acum mergem acasă. Er fährt richtig. El merge în direcție bună. Bitte den Bleistift dort. Vă rog creionul de acolo. Du gehst falsch. Merge în direcție greșită. Urmăriți cu multă atenție sensul cuvintelor din următoarele propoziții. Ich bin Schüler. Sunt elev. Wir sind Schüler. Suntem elevi. Was seid ihr? Voi ce sunteți? Du bist Schülerin. Tu ești elevă. Du und Eva seid Schülerinnen. Tu și Eva sunteți eleve. Ihr seid Schülerinnen. Voi sunteți eleve. Wir sind zu Hause. Noi suntem acasă. Wo seid ihr? Voi unde sunteți? Wir sind hier. Suntem aici. Traduceți în limba germană următoarele propoziții. Suntem la școală. Wir sind in der Schule. Și voi unde sunteți? Und wo seid ihr? Suntem în magazin. Wir sind im Geschäft. Cum arătați? Wie seid ihr? Suntem buni. Wir sind gut. Exersați încă o dată cuvintele învățate. Traduceți următoarele propoziții din limba germană. Wir sprechen richtig.
Vorbim corect. Du fährst falsch. Mergi in direcție greșită. Er fährt schon gut. El merge deja în direcție bună. Gehst du schon nach Hause? Mergi deja acasă? Nein, noch nicht. Nu, încă nu. Herr Kurz, ist das richtig? Domnul Kurz, este corect așa? Nein, das ist falsch. Nu, este greșit. Cu exercițiul următor, puteți verifica cât de bine v-ați însușit cuvintele lecției. Completați propozițiile germane cu cuvintele corespunzătoare. El vorbește bine românește. Er spricht gut. Er spricht gut rumänisch. Eu vorbesc și franceză. Ich spreche auch französisch. Merg în direcție bună spre Kiel. Fahre ich nach Kiel richtig? Nu, mergeți în direcție greșită. Nein, Sie fahren falsch. Vorbim deja puțin germană. Wir sprechen schon etwas Deutsch. Cu ce vă ocupați? Was? Ihr? Was seid ihr? Suntem elevi. Wir sind Schüler. Unde locuiești? Wo wohnst du? În strada școlii numărul 1. Ich wohne Schulstraße Nummer 1. Mergi deja acasă? Gehst du schon nach Hause? Nu, încă nu. Nein, noch nicht. Este frumos la tine. Du wohnst hier aber schön. Călătorești acum la Berlin? Fährst du jetzt Berlin? Fährst du jetzt nach Berlin? Locuiești în Berlin? Wohnst du in Berlin? Vii din Berlin? Kommst du aus Berlin? Cu ce se ocupă ea? Was ist sie? Sunt acasă. Ich bin zu Hause. În ultimul exercițiu, vă puteți verifica cunoștințele din partea întâi a lecției. Traduceți în limba germană. Acolo învață un băiat. Dort lernt ein Junge. Băiatul învață corect. Der Junge lernt richtig. Unde locuiești în Kiel? Wo wohnst du in Kiel? Locuiesc în strada școlii numărul 1. Ich wohne Schulstraße 1. Acolo, vis-a-vis, este un bărbat. Da drüben steht ein Mann. Cunosc bărbatul. Ich kenne den Mann. Nu este domnul Schwarz? Ist das nicht Herr Schwarz? Ba da, el este. Ja, das ist er. El vorbește bine românește. Er spricht gut rumänisch.
Are o soție și un copil. Er hat eine Frau und ein Kind. Acolo la dreapta este copilul. Dort rechts ist das Kind. El bea apă. Es trinkt Wasser. Mă duc la lucru. Ich gehe arbeiten. Iar eu mă duc la restaurant. Und ich gehe in das Restaurant. Vă rog, cârnați friți cu varză acră. Bitte Bratwurst mit Sauerkraut. Altceva? Ist das alles? Încă o bere, vă rog. Bitte noch ein Bier. Ei ar dori un cârnaț frit cu varză acră. Sie möchten eine Bratwurst mit Sauerkraut. Mergeți în direcție greșită. Sie fahren falsch. Mergeți aici drept înainte, vă rog. Fahren Sie hier geradeaus, bitte. Nu învăț franceza, învăț germana. Ich lerne nicht Französisch, ich lerne Deutsch. Lecția 4, partea a doua. În această parte, nu ne vom ocupa cu materie nouă, urmează recapitulare. În lecția precedentă am învățat deja numerele de la 1 la 10. Vă mai amintiți? Ascultați și repetați. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. În continuare, ascultați cu atenție următoarele propoziții. Herr Rode ist Lehrer. Er kommt aus Halle und arbeitet in Berlin. Er ist mein Deutschlehrer. Jetzt geht er in die Schule. Er arbeitet dort. Herr Kurz ist Diplomat. Er spricht sehr gut Deutsch. Er kommt aus Bukarest, aber er wohnt jetzt in Bonn. Frau Kurz ist Hausfrau. Sie kommt auch aus Bukarest. Sie spricht etwas Deutsch. Jetzt fahren Sie nach Rumänien, nach Hause. Ich bin ein Junge und du bist ein Mädchen. Wir sind Schüler. Wir gehen jetzt in die Schule. Dort lernen wir Deutsch und Französisch. Herr Schwarz ist Physiker und kommt aus Kiel. Er wohnt in Labor, aber er arbeitet dort nicht. Er spricht gut Dänisch. Frau Schmidt ist Verkäuferin. Sie arbeitet in einem Geschäft. Sie kommt aus Berlin und wohnt auch dort. Sie hat ein Haus. Eva ist Schülerin. Sie lernt gut. Du und Eva, ihr seid Schülerinnen. Ihr lernt schon Französisch. Gehst du schon nach Hause? Nein, noch nicht. Fährst du jetzt nach Berlin? Ja. Du wohnst aber schön. Hast du einen Mann? Nein. Verzeihung, wo ist der Bahnhof hier in Kiel? Der Bahnhof ist dort geradeaus. Wie bitte? Er ist dort geradeaus. Ja, danke. Und wo ist die Schuhestraße?
Sie ist da links. Dankeschön. Guten Tag. Ich möchte 10 Zigaretten. Bitte. Ist das alles? Ja. Wie viel kosten die Zigaretten? 2,10 Mark, bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Ich möchte essen. Was möchten Sie essen? Bitte Brot mit Wurst. Ich habe eine Bratwurst. Möchten Sie? Ja, gern. În încheiere, traduceți următoarele propoziții în limba germană. Călătorim în Germania. Wir fahren nach Deutschland. Te duci acum la școală. Du gehst jetzt in die Schule. El nu lucrează la bancă. Er arbeitet nicht in der Bank. Am un soț și un copil. Ich habe einen Mann und ein Kind. Soțul meu lucrează la magazin. Mein Mann arbeitet in einem Geschäft. Mergem la biserică. Wir gehen in die Kirche. Suntem elevi. Wir sind Schüler. Ja, învață germană. Sie lernt Deutsch. Iar noi învățăm franceză. Und wir lernen Französisch. Nu vorbim greșit, vorbim corect. Wir sprechen nicht falsch, wir sprechen richtig. Înveți acasă? Lernst du zu Hause? Nu, eu învăț la școală. Nein, ich lerne in der Schule. Călătoresc la Berlin, și tu? Ich fahre nach Berlin. Und du? Călătoresc cu doamna Kurz la București. Ich fahre mit Frau Kurz nach Bukarest. Acolo este foarte frumos. Dort ist es sehr schön. Mă duc la restaurant să beau o bere. Ich gehe ins Restaurant ein Bier trinken. Ce-ați vrea să mâncați? Was möchten Sie essen? Vă rog un cârnat fript și niște pâine. Bitte eine Bratwurst und etwas Brot. Avem și varză acră. Wir haben auch Sauerkraut. Însă aș dori o ceașcă de ceai. Aber ich möchte ein Glas Tee. Altceva? Ist das alles? Cunoașteți bărbatul de acolo? Kennen Sie den Mann dort? Da, el este profesorul meu, domnul Rode. Ja, das ist mein Lehrer, Herr Rode. El este profesor de germană. Er ist Deutschlehrer. Dar unde este cina mea? Aber wo ist mein Abendbrot? Mă duc deja acasă. Ich gehe schon nach Hause. Voi cu ce vă ocupați? Was seid ihr? Eu sunt vânzătoare și ea este elevă. Ich bin Verkäuferin und sie ist Schülerin. Și unde locuiești? Und wo wohnst du? Eu locuiesc în strada Gării la numărul 5 și ea la numărul 7. Ich wohne Bahnhofstraße Nummer 5 und sie Nummer 7. Mulțumesc frumos. Dankeschön. Cu plăcere. Bitteschön.